Pacea Domnului tuturor, dragii mei, bună seara, vă spun din nou și mulțumesc Dumnezeu că suntem din nou împreună în seara aceasta pentru a studia din cuvântul Său. Slăvit să fie Dumnezeu, pacea Domnului, frate Ion Chelemen, Domnul cu dumneavoastră, Ileana Martin și Oana Ase. Doar aceștia sunt care sunt afișați, că sunt în direct. Eu știu că sunt foarte mulți, mi-arată un număr, dar nu mi-arată în realitate cât sunt acolo. Îi salut pe toți și bine ați venit la Străjerul, de unde Cuvântul lui Dumnezeu pleacă către casele dumneavoastră. Eram nerăbdător să ne întâlnim din nou împreună ca să putem să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este plin de viață, El dă viață, dă putere, dă vlagă mădularelor noastre și ne întărește pentru a merge în continuare către Împărăția lui Dumnezeu prin Harul Său și prin puterea Duhului Sfânt, dragii mei. Dumnezeu este binevoitor cu noi. El se îndură de noi și se îngrijește de toate lucrurile din viața noastră ca să ne meargă bine. Așa ar trebui și noi să ne îngrijim ca în toate lucrurile pe care le facem să nu le întristăm pe Dumnezeu, să fim pe placul lui Dumnezeu și să fim pentru Dumnezeu o bucurie și nu o întristare. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, ca și toate ființele sale să trăiască în pace și în armonie cu El, să nu ducă lipsă de nimic, dragii mei. Pentru moment, chiar dacă suntem trecuți prin anumite încercări și avem anumite probleme, știm că acesta este războiul și la război se pierd multe. Și Dumnezeu vrea ca în curând să restaureze pacea pe pământul acesta și în universul acesta, ca fiecare om să intre din nou în grația lui Dumnezeu, în liniștea lui Dumnezeu și să continue veșnicia pentru pământul acesta, acolo unde s-a întrerupt și să se rezolve problema care s-a ivit în veșnicia lui Dumnezeu, dragii mei. Înainte de a începe mesajul nostru, aș vrea să ne rugăm pentru lista noastră de rugăciune, să o aducem din nou înaintea lui Dumnezeu, căci este bine și se cade lucrul acesta ca să-l facem de fiecare dată. Mă voi pleca pe genunchi, însoțiți-mă în rugăciune, ca să putem să ne întărim unii pe alții prin aceasta și să întărim rugăciunea înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele acestea, dragii mei. Bunule Tată care ești în ceruri, ne prezentăm din nou înaintea Ta după câteva zile în care noi am fost împreună. Să-ți mulțumim că prin bunăvoința Ta și prin binecuvântarea Ta suntem din nou împreună cu Tine, căci Tu ne-ai purtat de grijă la fiecare dintre noi acolo unde ne-am aflat, la unii la casele noastre, unii la lucrul nostru, unii în călătoria noastră și tot ceea ce am făcut a fost sub mâna Ta, căci datorită Ție avem viață și suntem cu bine înaintea Ta. Îți mulțumim că prin harul tău în seara aceasta suntem din nou împreună. Ajută, Tată din ceruri, ca cuvântul tău să nu fie fără rod, să ia loc în inima noastră, să ne apropie de tine, să ne ajut ca prin aceste învățături să putem discerne binele și răul și să ne apropiem de tine, Tată din ceruri, așa cum dorești tu. Iartă-ne de greșelile noastre, de păcatele noastre, căci în lumea aceasta de păcat nu se poate ca un om să nu păcătuiască, dar ajută-ne ca să ajungem la stadiul în care să nu păcătuim niciodată cu voia înaintea ta. Și doar dacă se va întâmpla ceva să fie un păcat accidental, dar dacă se poate și nici acelea să nu le facem Tatăl nostru, întărește-ne și umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Călăuzește-ne în această oră și revarsă și coboară peste noi prin Duhul Tău, ca El să ne deschidă mintea și inima și să cunoaștem voia Ta și planul Tău. Te rugăm din toată inima pentru lista de rugăciune. E nevoie ca să intervii. E nevoie să lucrezi din toată puterea. E nevoie să-ți revești Duhul Tău cel Sfânt peste toate aceste suflete, ca ele să te cunoască, ca ele să se apropie de tine, să-și deschidă inima, să simtă prezența ta și lucrarea ta în viața lor și acolo unde este nevoie de vindecare, tu să intervii. Alină tu sufletul fiecăruia și pregătește-l pentru împărăția ta și fă-l ca cel mai de dorit lucru pe pământ în viața lor să fie de a te urma pe tine dragostea ta, împlinirea cuvântului tău în inima lor și să fie mântuiți și salvați așa cum dorești tu, Tată din ceruri. În numele Domnului Iisus și puterea Duhului Sfânt al noastră acestea. Amin. Dragii mei, vom continua subiectul nostru. Înainte de a intra în subiectul nostru în această seară, am o rugăminte la dumneavoastră să distribuiți, să faceți sesiuni video acolo unde se poate, să dăm o mână de ajutor ca Cuvântul lui Dumnezeu să meargă cât mai departe, dragii mei, cât încă se va mai putea. Se vede că s-a restricționat mult, se vede că multe persoane mă întreabă că unii dintre ei nu mă găsesc, de ce se întâmplă lucrul acesta,
De multe ori fac anunțul de dimineață, chiar încă de noapte, de când mă trezesc la ora 5 și jumătate, 6. Problema este că nu se vede. Așa au hotărât alții, Domnul să le poarte de grijă și să aibă milă de ei, dar noi să ne ajutăm unul pe altul ca să putem să ducem mesajul mai departe. În seara aceasta, dragii mei, am venit cu un subiect înaintea dumneavoastră care mă frământă de ceva timp și îl văd de multe ori că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie și Dumnezeu ne cheamă ca și noi să nu repetăm și să nu facem aceleași greșeli înaintea lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva astăzi că am înțeles greșit că nu biserica este de vină, că biserica e binecuvântată. Dragii mei, este o diferență mare între biserică și poporul lui Dumnezeu. Este o diferență între biserică ca instituție și biserică care urmează și respectă legile lui Dumnezeu. Este mare diferență între un lucru spiritual și un lucru care este sub coordonare și mână omenească și nu este sub mâna lui Dumnezeu. Am intitulat în seara aceasta tema noastră, în mod treptat, Biserica și-a pierdut puterea. Și vom vedea, dragii mei, de ce am intitulat lucrul acesta. Fiindcă zilele astea am văzut lucruri groaznice, care mă frământă foarte mult. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți pe inimă lucrul acesta, dar pe mine mă frământă de la un timp de vreme. Zilele astea m-am dus ca să facem o pregătire pentru curățenia de la cină, ca să pregătim locul pentru a putea să ne împărtășim așa cum a hotărât cuvântul lui Dumnezeu și cum a hotărât Dumnezeu ca aceste lucruri să-l facem ori de câte ori ne aducem aminte, pentru a sărbători, pentru a comemora moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Să comemorăm această sărbătoare sfântă, să fie o aducere aminte vie înaintea noastră de jertfa Domnului Iisus Hristos, de lucrarea sa pentru mântuirea noastră. Spune că această jertfă să rămâie vie în mintea noastră, cum Domnul Iisus a murit pentru noi. Dar mai înainte de moartea sa, cum a pătimit și a suferit și a luat asupra sa ocara noastră și toată pedeapsa care trebuia să cadă peste noi. Și am văzut, dragii mei, cum poporul lui Dumnezeu, cum biserica a început treptat, treptat să-și piardă puterea și să meargă pe altă cale decât ceea ce cere Dumnezeu, dragii mei. Mă doare sufletul de multe ori, vă spun din toată inima, căci de multe ori dacă n-ar fi Dumnezeu, poate n-aș mai sta în locul acela și poate nu m-aș mai prezenta, dar încă pentru Dumnezeu rămân acolo și pentru frații care încă sunt doritori să-L caute pe Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu din toată inima. Vă spun că în aceste momente, când am văzut câtă nerespect este pentru Dumnezeu și pentru locul de închinare, câtă nerespect și câtă indolență față de Dumnezeu, dragii mei, am văzut surori în vârstă care au peste 60 de ani, de la 50 de ani în sus, 60 și ceva, erau îmbrăcate într-o ținută care n-ar fi făcut nici măcar un cinste pentru un om care este străin față de Dumnezeu, dar pentru Dumnezeu și casa lui Dumnezeu, dragii mei, cu pantaloni strânși pe ele. Cum este, mi-e rușine să spun de multe ori lucrul acesta, li se vedea toate oasele, dragii mei, și arată un om cum este bătrân înaintea lui Dumnezeu, care noi n-ar trebui să facem lucrul acesta. Oamenii râd, glumesc, n-au niciun respect față de Dumnezeu. Și spune că atunci când ne întâlnim ca să venim înaintea lui Dumnezeu, să facem pregătire pentru a curăți și pentru a aranja casa, pentru a putea să ne împărtășim cu simbolurile sfinte înaintea lui Dumnezeu, spune, dragii mei, că să avem o atitudine deosebită față de Dumnezeu, în momentul acela să cântăm, să ne rugăm, să vorbim anumite experiențe pe care le-am avut unii cu alții și cu Dumnezeu, și să-i dăm cinste lui Dumnezeu în locul acela, căci prezența lui Dumnezeu se află acolo, chiar dacă în momentul acela nu se desfășoară serviciile de închinare și de cult. Am văzut că atâta nerespect și nerușine față de Dumnezeu, dragii mei, este dureros în aceste timpuri, când nici pe pastor nu interesează, nici pe prezbiter, nici pe diacon, nici pe oameni, nici pe nimeni. Ca și când s-ar fi făcut o curățenie într-o sală de spectacol, după cei ce au fost la spectacol, ca și când s-ar fi făcut într-o sală de conferințe și n-ar fi fost problema că acolo este locul, dragii mei. Am explicat-o și data trecută și voi mai explica încă o dată ca să se înțeleagă că și prin acestea ne pierdem puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca oameni, ca popor, ca comunitate în care noi trăim, dacă noi nu avem aceste lucruri față de Dumnezeu. Să știți dumneavoastră că
a avea puterea lui Dumnezeu în noi, care este reprezentată prin Duhul Său cel Sfânt, care ne este dat de fiecare dată. Spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului Iisus Hristos, acolo prezența lui Dumnezeu este. Nu neapărat să chem prezența lui Dumnezeu, dar unde sunt doi sau trei creștini adunați la un loc, Dumnezeu coboară în mijlocul lor prin prezența îngerilor sau Duhului Sfânt, ca să vadă conversațiile noastre și atitudinile noastre față de Dumnezeu și cum îl tratăm noi pe Dumnezeu în aceste momente de părtășie pe care le avem între noi, dragii mei. Deci, oriunde sunt adunați 2-3 creștini, ar trebui ca conversația lor, atitudinea lor să fie într-o teamă sfântă față de Dumnezeu. Nu vorbesc numai de lucrul acesta, spune că atitudinea noastră să fie și atunci când suntem singuri, când nu ne vede nimeni, la lucrul nostru, în casa noastră, în patul nostru și tot ceea ce facem, acolo să-i dăm slavă lui Dumnezeu și comportamentul nostru față de Dumnezeu să fie deosebit, fiindcă această putere ne va părăsi, dragii mei. Să vedem ce spune întâi cuvântul lui Dumnezeu și vom merge mai departe, să parcurgem acești pași, să vedem de ce suntem lipsiți de puterea lui Dumnezeu, de ce biserica nu mai are putere ca să ducă Evanghelia și se ocupă de lucruri de nimic în aceste timpuri, dragii mei. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Deuteronomul, în capitolul 6 cu 3, dragii mei, spune așa: ascultă, dar Israele, și caută să le ascultă, dar Israele, și caută să împlinești poruncile mele ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Deci țara noastră în care curge lapte și miere, pe care ne-a făgăduit-o Dumnezeu, pe care ne-o va da în primire, care este Canaanul ceresc în care îi va duce pe cei mântuiți, dragii mei, se datorează doar unui singur lucru: ascultarea de poruncile lui Dumnezeu pe care noi trebuie să le împlinim ca să fim fericiți. Doar în acest lucru. Și auzi ce spune în versetul 4: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn, nu este nimeni altul afară de El. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau, spune Dumnezeu astăzi, să le ai în inima ta, căci temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și temerea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu, dragii mei. Când nu mai avem porunca lui Dumnezeu în inimă, puterea noastră scade și teama noastră de Dumnezeu dispare. Deci, vedeți, noastră, poruncile acestea pe care le dă Dumnezeu trebuie să fie în inima noastră. Și ce este în inima noastră, scoatem la iveală acele roade vrednice sau nevrednice pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Deci, dacă noi nu avem poruncile lui Dumnezeu, scoatem alte lucruri în afară de respectul și teama de Dumnezeu, dragii mei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7, spune un singur lucru: să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Aceste porunci ar trebui să fie un memorial viu în mintea noastră, în familia noastră, în biserica noastră, la lucru, în călătoria noastră, în mașina noastră, în patul nostru și în tot ceea ce facem și în gândurile noastre pe care nu le cunoaște nimeni decât Dumnezeu. Noi trebuie să le avem și când te vei culca și când te vei scula. La culcare să ai același gând, la trezire să ai același gând. Și acest spațiu dintre trezire și culcare, dragii mei, să fie un spațiu de continuă aducere aminte de Dumnezeu. Niciodată să nu ne trezim fără să avem gândul acesta și niciodată să ne culcăm fără să avem gândul acesta. Să le legi, spune Dumnezeu, ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, ca ei să-ți lumineze mintea și conștiința, să te apropii de Dumnezeu, să ai teamă de Dumnezeu, să nu fii părăsit de această putere, fiindcă dacă noi ne pierdem puterea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o, suntem cei mai nenorociți oameni de pe pământul acesta, lipsiți de slava și de puterea lui Dumnezeu, dragii mei. Să le scrii, spune Dumnezeu, pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Ce înseamnă să le scrii pe ușorii tale și pe porțile tale? Adică când cineva va veni la poarta ta sau aproape de casa ta să vadă că tu te temi de Dumnezeu și păzești poruncile sale, când tu mergi la lucru într-o casă sau în altă parte, când este o adunare împreună,
tu să arăți înaintea lui Dumnezeu că tu ai o teamă și un respect deosebit față de Dumnezeul acesta. Să le scrii pe ușorii casei când cineva trece pragul casei, să vadă că acolo este legea lui Dumnezeu, să vadă că acolo este Dumnezeu onorat, să vadă că acolo este cinstit singurul Domn și Dumnezeu care există în ceruri, dragii mei. Și nu avem alți Dumnezei străini. Și Dumnezeu spune, zice, să le lege acolo, să le scrie acolo pe ușorii și pe porțile casei tale. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara robiei a Egiptului, din casa aceasta unde tu ai fost rob, unde ai fost dat pieirii și sortii morții. Deci vedeți dumneavoastră de ce Dumnezeu ne cere lucrul acesta să le scriem, să fie o aducere aminte pentru noi ca să nu uităm pe Domnul. Ca niciodată Dumnezeu să nu piară din memoria noastră și să fie înlocuit cu alte gânduri, cu alte cuvinte care iese pe buzele noastre, înlocuit cu glume sau cu tot felul de lucruri. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, spune Dumnezeu. Să slujești și pe numele Lui să juri. Pe numele Lui să juri și pe El să slujești și să nu slujești alți Dumnezei, dragii mei. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în 16, vede să nu să vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Dragii mei, când puterea lui Dumnezeu ne părăsește, când Duhul lui Dumnezeu nu este prezent și slava lui Dumnezeu nu este peste noi, ca persoană și ca popor, de aceea inima ne este amăgită, de aceea comportamentul nostru este diferit, respectul nostru față de Dumnezeu dispare și noi slujim altor Dumnezei și nu Dumnezeul adevărat. De ce oare, dragii mei, cum spuneam și în alte dăți, căci Dumnezeu nu mai este crezut de creștini? De cei care citesc Biblia și vin să se închine înaintea lui Dumnezeu și au făcut legământ cu Dumnezeu? Vă spun că noi nu-L mai credem pe Dumnezeu. Am ajuns de multe ori să-L credem pe Satana și nu pe Dumnezeu. Fiindcă dacă L-am crede pe Dumnezeu, am avea teamă și respect și faptele lui Dumnezeu s-ar vede în viața noastră. Dar de multe ori se vede faptele celui pe care slujim și faptele Dumnezeului veacului acestuia, trăind în nepăsare și în temere de Dumnezeu. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva noastră, dragii mei, ar închide cerurile și nu ar mai fi ploaie, pământul nu și-ar mai da roadele și ar pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul Dumnezeu. Nu cumva se întâmplă, dragii mei, de la un timp de vreme, uitați-vă, unde dă ploaie vin șuvoaie și în alte locuri nu mai dă ploaie ca să rodească pământul. Dumnezeu să aprinde de mânia noastră, de mânie împotriva noastră. Din cauza noastră Dumnezeu închide cerurile. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Căci creștinii care sunt credincioși lui Dumnezeu, Duhul Sfânt mijlocește pentru ei. Pentru cine, dragii mei, căutați în evrei? Pentru cei sfinți, pentru cei credincioși și datorită celor credincioși, Dumnezeu în aceste momente revarsă binecuvântare și peste bun și peste cei răi. Și datorită celor credincioși, Dumnezeu nu nimicește anumiți oameni pentru ca să se întoarce la Dumnezeu și mare răbdare. Dar se vede, dragii mei, că și puterea aceasta ne depășește, o pierdem pe moment ce trece. Și pământul acesta este uscat din cauza noastră. Pământul acesta este distrus de multe ori din cauza că noi nu ne facem datoria și nu mai avem nicio teamă și respect față de Dumnezeu. Fiindcă oamenii nu mai au ce să vadă la noi. Oamenii nu mai văd calea cea dreaptă din cauza noastră, dragii mei. Și puterea lui Dumnezeu se depărtează, slava lui Dumnezeu se retrage din poporul său încetul, încetul, dragii mei. Dar totuși o rămășiță care este acolo, slava lui Dumnezeu se va odihni asupra lor, slava lui Dumnezeu îi va călăuzi în așa fel încât ca ei să rămână la principiile fundamentale și să rămână cu adevărat la legea și la poruncile lui Dumnezeu. Puneți-vă dar în inimă, spune Dumnezeu, și în suflet, aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre, să fie ca niște fruntari între ochii voștri. Ne punem noi oare pe inimă aceste lucruri în aceste timpuri? Când vedem noi că puterea lui Dumnezeu părăsește biserica și părăsește lucrarea pe care ne-a încredințat-o, ce facem noi pentru aceste lucruri, dragii mei? Sau trăim în continuare într-o închinare falsă, slujind altor Dumnezei și nu adevăratului Dumnezeu? Dumnezeu spune, învățați pe copiii voștri, în ele,
în ele, în poruncile acestea, în teama aceasta și în puterea care vine de la Dumnezeu prin învățarea poruncilor, să le vorbești copiilor tăi despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și te vei scula. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile casei tale. Să înveți pe copii ca și ei să vadă aceste lucruri. Dragii mei, vă spun, când am văzut lucrul acesta, în casa lui Dumnezeu, fără respect, fără teamă, nu mai este sfințenie, nu mai este nimic, dragii mei. Cum îi învățăm noi pe copiii noștri? Eu nu mai am copii la momentul respectiv lângă mine, căci fata este căsătorită, are copii, băiatul este cu treaba lui. Dar, dragii mei, copiii care sunt în biserică, spune Dumnezeu că sunt și copiii mei. Și sunt și copiii dumneavoastră. Bătrânii care sunt în biserică sunt bătrânii noștri, sunt părinții mei și părinții dumneavoastră. Frații din biserică sunt și frații noștri. Chiar dacă nu suntem fizic, omenește, dar prin Dumnezeu suntem toți frați și toți suntem rude, dragii mei. Ce facem noi să le scrim și să-i învățăm pe copiii noștri prin acest lucru? Nu cumva facem ca copiii noștri, fiind învățați, puterea aceasta să scadă și să se piardă treptat, fiindcă se ridică o generație care nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Din cauza noastră, dragii mei, am slăbit puterea poporului Dumnezeu prin copiii noștri care trebuie să ducă acest mesaj mai departe. Spune, dragii mei, că Satana a lucrat dintotdeauna ca să strice învățăturile Bibliei. Când Dumnezeu s-a hotărât să ridice la existență biserica sa din poporul Israel, a ridicat ucenicii care atunci au pus bază și ființele acestei biserici care i-a încredințat niște adevăruri pe care poporul Israel mai devreme le călcase în picioare și le-au lepădat și le-au dat la o parte. Și în momentul când ei au înlocuit legile lui Dumnezeu cu niște legi omenești, când a venit Domnul Iisus Hristos, dragii mei, din datorită înlocuirea acestor rânduiri pe care Dumnezeu le pusese ca rânduirile acestea să-L descopere pe adevăratul Dumnezeu, ca puterea aceasta să rămână în mijlocul lor, ei nu L-au mai cunoscut pe Dumnezeu, dragii mei. Deci vedeți dumneavoastră, când te depărtezi de la adevărata valoare a Cuvântului Lui Dumnezeu, puterea Lui Dumnezeu te părăsește. Când adevărata valoare a Lui Dumnezeu este înlocuită cu o valoare omenească, în momentul acela nu-L mai poți cunoaște pe Dumnezeul adevărat și nu mai poți să ai teamă de Dumnezeu înaintea ochilor tăi și să-i înveți pe copiii tăi ca să rămână la aceste valori. Și Satana, dragii mei, s-a hotărât ca el să schimbe lucrul acesta. El s-a hotărât să vină într-o formă mai blândă. Cum vă spuneam, când Dumnezeu a ridicat această biserică, era înfloritoare. Adevărul lui Dumnezeu strălucea, puterea lui Dumnezeu însoțea biserica pe timpul acela. A coborât Duhul Sfânt peste ei. I-a făcut să propovăduiască în toate limbile cei care erau acolo. Nu vorbeau în limbi neînțelese. Și unul vorbea în greacă, unul vorbea în etiopeană, unul vorbea în italiană, unul vorbea în franceză sau ce națiuni erau pe momentul acela. Și când ei au început să vorbească, spune, cum poate să vorbească? Căci fiecare dintre noi înțelegem în limba în care suntem și pe care o avem. Și la momentul acela, dragii mei, ei au putut să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă erau plini de putere de la Dumnezeu și puterea aceasta ar fi trebuit să rămână până în secolele acestea. Dar Apostolul Pavel și Apostolul Petru au făcut niște afirmații argumentate, mânați de Duhul Sfânt, căci aveți grijă că și cu timpul în mijlocul vostru se vor strecura lupi răpitori care vă vor lăsa fără această putere și vă vor separa de Dumnezeu. Și acest lucru s-a întâmplat, dragii mei, căci după moartea ucenicilor și câțiva ani au mai trecut, a început ca biserica să se amestece cu oameni din lume și puterea lui Dumnezeu să fie retrasă și poporul lui Dumnezeu să fie jefuit de această binecuvântare pe care Dumnezeu o pusese în fața poporului său. A trecut timpul, dragii mei, și Dumnezeu a început la un moment dat să-și ridice altă biserică prin profetul său, prin profeție stabilită, bine să-i dea rânduiel și bine lucruri puse la punct pentru a putea din nou Dumnezeu să ridice această lumină prin puterea sa. A întărit poporul său prin această putere și i-a dat-o ca să ducă solia mai departe. Au trecut din nou ani de zile și profetul lui Dumnezeu a început să fie dat la o parte, bajocorit, chiar exilat, chiar trimis în altă țară și dat la o parte ca cei care au venit
în rândurile poporului Dumnezeu, să poată să-și facă jocul ca să lipsească poporului Dumnezeu de puterea lui Dumnezeu, dragii mei. Și până în timpurile acestea a început ca biserica să se ducă încet, încet în jos și să fie lipsită de puterea aceasta. Căci puterea lui Dumnezeu pe care a revărsat-o peste ucenici la început, Dumnezeu n-ar fi vrut să o retragă niciodată și această putere ar fi trebuit să rămână până în zilele noastre. Ar trebui să se propovedească cuvântul cu putere ca oamenii să se întoarcă. Ar fi trebuit ca oamenii să fie vindecați. Ar fi trebuit ca oamenii să fie întăriți și ajutați ca să meargă pe calea cea dreaptă. S-ar fi făcut minuni și vindecări și Duhul lui Dumnezeu nu s-ar fi retras. Dar această putere s-a retras din cauza refuzului nostru de a asculta de Dumnezeu, din cauza refuzului nostru de a ne supune de Dumnezeu, din cauza noastră de a avea respect față de Dumnezeu, dragii mei. Stau de multe ori și mă gândesc, noi ca oameni pe pământul acesta, când intrăm în contact cu alt om și în momentul acela, dacă ți-ai permite, sau hai să zicem, nu tu, dacă cel cu care te întâlnești ar începe să aibă un respect prost față de tine și o atitudine ne la locul ei și ar începe să te desconsidere prin comportamentul lui și anumite gesturi pe care le-ar face, ai putea tu, oare, dragul meu, să mai stai în prezența acelui om? Te-ai simțit tu ofensat? Te-ai simțit tu puțin înjosit din cauza atitudinei acestui om fără un comportament adecvat, fără un respect și o atitudine corespunzătoare la adresa ta? Nu, dragii mei, ne-am supărat foarte repede, am întoarce spatele, am pleca, sau poate pentru un moment de rușine a omului aceluia vom rămâne în prezența lui câteva momente, dar din momentul când va pleca dinaintea ta și te vei despărți de el, vei începe să gândești puțin și să îți pui niște întrebări la ce a făcut omul ăla și poate nu-ți vei mai dori niciodată să te întâlnești cu el, fiindcă te-a dezonorat și s-a comportat față de tine într-un fel așa. Și deci vedeți noastră cum moare ne permite noi de multe ori, înaintea lui Dumnezeu, să avem această atitudine și noi vrem ca Dumnezeu și prezența sa și puterea sa și Duhul Său cel Sfânt să rămână în continuare pentru noi, peste noi. Nu se poate, dragii mei. Și prin această hotărâre care trebuia să vină, pe care a luat-o Satana într-o formă mai blândă, el a încercat să strice învățăturile Sfintei Scripturi, el le-a înlocuit cu tradiții care aveau să distrugă milioane de oameni, prinzând în inima lor rădăcini adânci. Așa s-a întâmplat în rândul poporului Dumnezeu, ca cuvântul și învățăturile Sfintei Scripturi să fie înlocuit cu tradiții care distruge milioane de oameni, care prinde rădăcini în inimile noastre foarte adânci. Și de aceea, dragii mei, când tradiția înlocuiește cuvântul lui Dumnezeu, atunci respectul și rușinea și teama de Dumnezeu dispare. El își reține ura în aceste timpuri față de poporul său și de cei credincioși. El nu mai lucrează cum lucra în timpuri și s-a hotărât să nu își împingă, dragii mei, pe supușii săi la o asemenea prigonire amară, ci el dorește să facă ca biserica să se lupte unii între ei. Nu pentru credința dată odată Sfinților pentru totdeauna, ci pentru diferite tradiții și lucruri, ca să le ia teama și respectul de Dumnezeu și să-i lipsească de puterea aceasta care este la dispoziția noastră. Căci doar prin puterea lui Dumnezeu vom putea să fim credincioși, doar prin puterea lui Dumnezeu vom putea să stăm pe picioarele noastre, doar prin puterea lui Dumnezeu vom putea să fim pregătiți pentru împărăția sa. Și auziți ce se întâmplă, ce a făcut Satana ca poporul lui Dumnezeu, biserica sa, să-și piardă treptat puterea. El a făcut, dragii mei, biserica să primească favorul și onorul lumești. Sub pretenția falsă că îi erau de folos, ea a început să piardă încet favoarea lui Dumnezeu. În mod treptat, biserica și-a pierdut puterea când a evitat să declare adevărurile directe care îi excludeau pe martori, pe amatori de plăceri și pe prietenii lumii acesteia. Biserica nu mai este acel popor separat deosebit care era când focurile persecuției au fost aprinse împotriva ei. Când noi începem să nu mai declarăm adevărul Dumnezeu, când noi începem să ne asemănăm cu lumea, de aceea dispare puterea aceasta, dragii mei. Când noi căutăm ca să facem aceste lucruri, când noi căutăm să ne complacem cu lumea, să ne asemănăm și să facem prietenii cu lumea aceasta și să devenim amatorii unei scamatorii lumești, dragii mei, în locul adevărului Dumnezeu și temerii de Dumnezeu. Cum s-a negrit aurul, dragii mei,
Cum s-a schimbat aurul cel curat pe care Dumnezeu ni l-a pus la dispoziție? Cum s-a schimbat valoarea adevărului Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu s-a dus din mijlocul nostru de multă vreme? Încă mai licărește piși pe aici, peste câțiva oameni care se tem și gem și suspină din cauza păcatelor care se întâmplă și dor inima pentru că numele lui Dumnezeu nu este înălțat și onorat la valoarea pe care o cere Dumnezeu, dragii mei. Dacă biserica și-ar fi păstrat întotdeauna caracterul său sfânt și deosebit, puterea Duhului Sfânt care a fost dată, dragii mei, ucenicilor, ar fi fost și astăzi cu noi. De aceea nu mai putem să facem lucrare misionară, de aceea nu mai putem să prezentăm lucruri prin evangelizări și tot felul de lucruri. Oamenii nu mai vin fiindcă suntem lipsiți de puterea lui Dumnezeu. Putem să facem orice, am spus-o de atâtea ori și o voi repeta. Prin aceasta se vede că puterea lui Dumnezeu s-a retras și noi, ca biserică, ne-am pierdut această putere pe care Duhul Sfânt trebuia să rămână peste noi și să ne-o dea pentru totdeauna. Cei bolnavi, dragii mei, cum spuneam mai devreme, ar fi fost vindecați, demonii ar fi fost certați și scoși afară și ea ar fi fost puternică și i-ar fi îngrozit pe vrăjmașii săi în aceste timpuri în care ne stăm față. Oare mai sunt demonii certați și scoși afară? Oare mai sunt îngroziți vrăjmașii noștri și vrăjmașii poporului Dumnezeu de cuvântul său? Spune că ucenicii când propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu, pe toți îi lua frica și căutau să nu se apropie oricum de biserica lui Dumnezeu, să nu se apropie de ucenici și să nu intre oricum în rândurile poporului Dumnezeu la timpul acela, dragii mei. Și vedeți dumneavoastră, la fel cum poporul lui Dumnezeu, în timpul când Domnul Iisus Hristos a venit, cel mai nenorocit popor de pe pământul acela, la momentul acela, din cauza refuzării cuvântului Dumnezeu, era poporul Israel, dragii mei. Și uitați-vă dumneavoastră că niciun popor din națiunile vecine nu era mai surghiunit și apăsat de diavol precum era poporul Israel la timpul acela. Și în celălalt erau oameni bolnavi, aveau lepră, aveau tot felul, erau și ei stăpâniți de alte lucruri. Dar poporul Israel atât de mult era stăpânit de duhuri necurate, era în inima lor și în corpul lor și îi bântuia, îi trântea jos, îi arunca apă, îi arunca în foc, îi chinuiau, erau plini de tot felul de boli, erau uscate, erau lunatici, erau, nu pot să vă spun câte boli erau în timpul acela și plini de lepră, fiindcă atât de mult îi făcuse satana prin convertirea lui falsă și amăgirea lui de la depărtare la cuvântul lui Dumnezeu, încât să-i stăpânească și să-i chinuiască în felul acesta, dragii mei. Când puterea lui Dumnezeu se depărtează, te chinuie, dragii mei. Și în ziua de astăzi, mă uit în poporul lui Dumnezeu, este chinuit de demonii aceștia ai diavolului și uneltele lui satana, îngerii cei căzuți din ceruri, care sunt demoni, îi chinuie prin unii, prin boli. Unii mor de cancer, unii mor de tot felul de boli și de colon și de inimă și de cap și de ficat și de nu mai știu ce este. Alții se îmbracă de străbălat, alții mănâncă de străbălat, alții se închină de străbălat înaintea lui Dumnezeu, alții vin în fundul gol, în pielea goală înaintea lui Dumnezeu și face ca să ne arunce înaintea lui Dumnezeu, să ne arunce în stânga, în dreapta, să ne chinuiască, crezând că este o închinare după voia lui Dumnezeu, dragii mei. Atât de mult a pus diavolul stăpânire în aceste timpuri spirituale întunecate, încât majoritatea din poporul Dumnezeu nu mai deosebește dreapta de stânga, nu mai deosebește adevărul de fals, nu mai face diferență de o teamă sfântă de Dumnezeu și o încumetare pervertită înaintea lui Dumnezeu în aceste timpuri, dragii mei. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, amintiți-vă mulți dintre dumneavoastră care sunteți în vârstă. Cum se temeau oamenii acum 30 de ani în urmă? Că eu mai am puțin și fac 50 de ani, dragii mei, și merg de copil mic. Eu nu sunt din biserica adventistă, dar când eram copil, mergeam la biserică și mergeam cu colegii mei. Înainte de a veni în biserica adventistă, am mers în biserica penticostală și pentru un timp am mers acolo, dar nu am rămas acolo și după aceea am venit în biserica adventistă. Și în biserica penticostală, când mergeai, era un respect deosebit față de Dumnezeu. În biserica baptistă mergeai, era un respect deosebit de Dumnezeu. Când veneai în casa lui Dumnezeu,
În Biserica Adventistă era un respect deosebit de Dumnezeu, închinare, liniște, teamă, respect, onoare pentru Dumnezeu și tot ceea ce este, dragii mei. Acum, oriunde vei merge, în orice biserică vei merge, dragii mei, nu mai e teamă de Dumnezeu. Oamenii dănțăie, oamenii cântă tot felul de lucruri, oamenii se comportă. Și poporul lui Dumnezeu a ajuns să aibă același comportament, să nu mai fie nicio diferență nici între unii și nici între alții, dragii mei. Să nu mai fie nicio diferență între nimic. Cei care nu cunoașteți adevărul și v-ați convertit târziu la adevărul lui Dumnezeu și la credință, întrebați pe bătrânii, poporul lui Dumnezeu, cercetați din cărți cum se comportau și ce atitudine aveau față de Dumnezeu la acele timpuri, dragii mei. Uitați-vă și comparați. Uitați-vă și puneți una lângă alta să vedeți cum era închinarea atunci și cum este închinarea acum. Comparați dacă noi mai avem puterea lui Dumnezeu și ne însoțește. Spunea cineva odată o experiență care mi-a rămas foarte mult în minte, dragii mei, că spunem noi de fiecare dată că noi suntem mai aproape acum de Dumnezeu decât ce erau înainte. Și spunea cineva o experiență așa și zicea: când tu mergi cu mașina pe stradă, mi se pare că am mai repetat-o și o voi mai repeta încă o dată, că rău nu face lucrul acesta. Și spune: când mergi cu mașina pe stradă și la un moment dat ai un semn de circulație 50 și în legea îți mai îngăduie ca un 10% peste acest 50% ca să mergi. Adică în loc de 50 să mergi cu 60 și dacă ai trecut de 61 te amendează. Și spune așa: la 50 este harul și legea, da? Și dacă tu ai trecut peste acest 50 și ai trecut și de 60, ai încălcat legea, ai încălcat și harul care ți l-a acordat. Care erau mai aproape, dragii mei, față de Dumnezeu, cei care respectau legea la 50 sau noi care am ajuns la 60 în timpul acesta sau am depășit mai mult de 60? Care erau cei mai credincioși care respectau și lor onorau pe Dumnezeu și aveau un respect deosebit? Acum 30 de ani în urmă, 40, nu mai vorbesc de Valdes, sărmanii care mureau pentru credința aceasta, fiindcă puterea lui Dumnezeu îi însoțea. Noi n-am fi în stare să murim pentru Dumnezeu în aceste timpuri. Noi nu suntem pregătiți nici pentru o persecuție și nici pentru o încercare care vine înaintea noastră. Noi și copiii noștri, dacă cineva ne-ar amenința astăzi, am fi în stare să-L vindem pe Dumnezeu pe nimic, dragii mei, fiindcă nu mai suntem stăpâniți de puterea lui Dumnezeu să ne ridicăm ca Ioan Hus, Heroim și alții, Wycliffe, și să cântăm când noi suntem arși pe rug, cum cânta omul acesta, până când flăcările i-a stupat gura, dragii mei. El nu s-a oprit din cântare, până când vrăjmașii lui au rămas uimiți, au rămas cutremurați și unii dintre ei, și chiar unul dintre prietenii lui care a cedat. Spune că acest lucru l-a schimbat foarte mult. Oare mai tremură vrăjmașii noștri la auzirea cuvântului și comportamentului nostru înaintea lui Dumnezeu? Oare mai avem noi puterea aceasta care să dăm pe față ceea ce avem noi pentru Dumnezeul nostru și cine este Dumnezeul adevărat? Spune, dragii mei, că Profetul lui Dumnezeu a văzut că un grup foarte mare mărturisea numele lui Hristos, dar Dumnezeu nu îi recunoștea ca fiind ai săi. Când tu nu ai puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te va recunoaște. El nu găsește nicio plăcere în ei. Auziți și dumneavoastră, aici când Profetul lui Dumnezeu vorbește de o grupă foarte mare, se referă în general la poporul lui Dumnezeu. Și în poporul lui Dumnezeu la o grupă foarte mare care îi mărturisea numele lui Hristos, dar Dumnezeu nu îi recunoaște ca fiind ai săi. El nu găsește nicio plăcere în ei, fiindcă nu sunt plini de puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu odihnește peste ei, fiindcă nu au teamă, nu au respect, nu au rușine, nu au nimic de a face cu Dumnezeu, dragii mei. Și de multe ori ne complacem în aceste lucruri, lipsindu-ne și noi de puterea aceasta pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Se pare, dragii mei, că Satana își ia un caracter religios în aceste timpuri și este foarte dispus ca oamenii să creadă că sunt creștini adevărați, dar în realitate creștinismul e departe și nu are nimic de a face cu viața și închinarea noastră, pentru a ne lipsi în mod treptat de puterea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să ne pierdem în mod treptat ca să fim departe de Dumnezeu până când va trece ceasul judecății. El este foarte dispus, Satana, în aceste timpuri, ca ei să creadă în Isus, în răstignirea și învierea sa.
Deci, vedeți dumneavoastră, satana este foarte dispus ca noi să credem în Isus, ca noi să credem în răstignirea sa, ca noi să mergem să facem curățenie, ca noi să mergem să ne pregătim pentru simbolurile sfinte, dar să nu avem nimic de a face cu Dumnezeu. Și vreau să vă citesc un mic citat pe care să-l țineți minte. Cât veți trăi pe pământul acesta, atâta timp cât veți dori să slujiți pe Dumnezeu, că să avem mare grijă că și noi putem să ajungem în această situație. Satana nu este deranjat, pentru că ei își iau doar numele de creștini, în timp ce inimile lor sunt încă lumești și el poate să-i folosească în slujba lui mai bine decât dacă ei nu ar fi făcut nicio mărturisire de credință. Sub numele de creștin, ei își ascund urâțenia. Ei merg înainte cu firea lor nesfințită și cu patimile lor nesupuse. Auziți ce spune, dragii mei? Că satana nu este deranjat pentru că ei poartă numele de creștin. În timp ce inimile noastre sunt lumești, că el poate să ne folosească în slujba lui, mai bine dacă nu am fi făcut mărturisire de credință, mai bine dacă n-am fi făcut parte din poporul lui Dumnezeu, mai bine dacă n-am participat la aceste lucruri, dar participând la aceste lucruri și luându-ne numele de creștin, satana ne poate folosi mai ușor în scopurile sale. Că este foarte greu să vii din afară, să critici, să faci lucruri la atitudini neobișnuite în prezența lui Dumnezeu și înaintea poporului Dumnezeu. Dar așa zice, de ce să-i aduc pe ea din afară? Ca să-i trezesc pe oamenii aceștia. Nu, și mă folosesc de cei din interior care sunt neconsacrați. Mă folosesc de ei ca să-i aduc în starea aceasta și încetul, încetul, unul după altul, se acomodează și trăiesc în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Și spune că noi atunci mergem înainte cu firea noastră nesfințită și cu patimile noastre nesupuse. Și sub numele acesta de creștini, dragii mei, ne ascundem urâțenia aceasta. Acest lucru, dragii mei, ne dă ocazia ca noi să dăm dovadă de ceea ce facem pentru Dumnezeu sau nu. Și prin acest lucru le dăm ocazia necredincioșilor să-i arunce în față Domnului nostru Iisus Hristos imperfecțiunile noastre, să-L dezonoreze și să-i facă pe cei care au o religie curată și neîntinată să fie aduși la o reputație proastă înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, satana este foarte șiret în aceste timpuri. Vrea să ne lipsească de puterea lui Dumnezeu care ne aduce la sfințire. Predicatorii predică lucruri lingușitoare pentru a fi pe placul adepților lumești. Mă uitam în momentul acela când se făcea pregătirea pentru cină, dragii mei. Niciun respect, nici de pastor, nici de oameni. Cum erau femeile îmbrăcate, așa era și el. Cum erau și el, așa erau și oamenii. Cum râdeau oamenii, râdea și el. Cum glumeau ei, glumeau și ceilalți. Și toți aveau același comportament înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta dă dovadă ca numele lui Dumnezeu să fie dat la o parte, ca noi să fim folosiți de satana în scopurile sale și nu spre slava lui Dumnezeu. Acesta este exact, dragii mei, ce își dorește satana în aceste timpuri, să facă din poporul lui Dumnezeu, care l-a lipsit de puterea lui Dumnezeu și și-a pierdut-o treptat. Să știți dumneavoastră că satana nu ne cheamă ca să ne ducem să ne închinăm la idoli din ăștia făcuți din tot felul sau să facem lucruri mari. Și satana caută să ne facă prin lucruri mărunte, să pierdem respectul și teama de Dumnezeu, să ne facem urâți înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și retragă puterea din viața noastră și să fim luați în stăpânire de El pentru a lucra în folosul Său și în lucrarea Sa în aceste timpuri, dragii mei. Noi nu îndrăznim să-L predicăm pe Domnul Iisus Hristos și adevărurile tăioase ale Bibliei, căci dacă am face-o, acești adepți nu i-ar asculta nici pe păstori și nu ne-ar asculta nici pe noi. Mulți dintre ei sunt bogați și trebuie să le fie reținuți în biserică, cu toate că ei nu sunt mai potriviți să fie acolo decât satana și îngerii lui. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu, dragii mei? Că mulți dintre ei sunt bogați și sunt ținuți în biserică, cu toate că ei nu sunt mai potriviți să fie acolo decât satana și îngerii săi. De multe ori oameni care fac lucruri rele și groaznice și nu au niciun respect și o atitudine față de Dumnezeu, sunt ținuți acolo că-s bogați și merge bine treaba, dragii mei. Religia lui Iisus este făcută să pară populară și onorabilă în ochii lumii.
Oamenilor li se spune, dragii mei, că cei care mărturisesc credința vor fi mai stimați de lume. Foarte multe diferă aceste învățături de învățăturile Domnului Iisus Hristos în aceste timpuri. Învățătura sa și lumea nu pot avea pace una cu alta niciodată. Noi nu putem să slujim la doi stăpâni și pace nu se va afla în viața noastră niciodată, dragii mei. Ipocriții și păcătoșii se unesc cu lumea și noi devenim în același fel, pe zi ce trece înaintea lui Dumnezeu. Născociri plăcute sunt învățate și primite cu ușurință de cei care nu se tem de Dumnezeu. Dar dacă adevărul ar fi predicat în curăția lui, i-ar îndepărta curând pe ipocriți și pe păcătoși. Dar nu există nicio diferență între cei ce mărturisesc a fi urmașii Domnului Iisus Hristos și lume în aceste timpuri, dragii mei. Uitați-vă cum v-am spus, comparați credința din trecut, comparați hotarele de otar dinainte, comparați tot ce vreți dumneavoastră să vedeți cui slujim și care este Dumnezeul nostru adevărat. Mai este puterea lui Dumnezeu peste noi? Ne mai însoțește pe noi Duhul Sfânt în aceste timpuri? Mai rămâne El lângă noi, dragii mei, să ne arate ceea ce trebuie să facem? Sau trăim în felul în care credem noi că trăim? Am văzut că dacă acoperământul fals ar putea fi smuls de pe membrii bisericii, ar fi dată pe față o astfel de fără de lege, josnicie și stricăciune, încât cel mai fios copil al lui Dumnezeu nu ar avea nicio ezitare să-i numească pe numele lor adevărat. Deci vede ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Aș vrea să-l mai citesc o dată, că aceste lucruri le am înaintea mea, ca să ne rămână bine întipărit în mintea noastră. Am văzut că dacă acoperământul fals ar putea fi smuls de pe membrii bisericilor, ar fi dat pe față o astfel de fără de lege, josnicie și stricăciune, încât cel mai sfios copil al lui Dumnezeu nu ar avea nicio ezitare să-i numească pe numele lor de adevărat. Copiii ai tatălui lor, diavolul, pentru că ei fac lucrările lui. Și mulți dintre noi, că eu mă includ cu poporul lui Dumnezeu și mă resemnesc cu poporul lui Dumnezeu, dragii mei, și sufăr împreună cu poporul lui Dumnezeu. Căci mulți fac lucrările diavolului care prin acesta lipsește pe poporul lui Dumnezeu de putere. Însuși întreaga oaste cerească, dragii mei, au privit cu dezgust asupra scenei, dar Dumnezeu avea pentru biserică o solie care era sfântă și importantă. Dacă era primită, ar fi făcut o reformă de plină în biserică, ar fi resuflețit mărturia vie, care i-ar fi îndepărtat pe ipocriți și păcătoși și ar fi adus biserica iarăși în favoarea lui Dumnezeu. Dar noi nu vrem să facem lucrul acesta. Ne place traiul acesta, ne place viața noastră. În mod treptat, biserica își pierde puterea, dar eu vă spun că și-a pierdut-o de mult. Și-a pierdut-o de mult, dragii mei. De aceea Domnul Iisus Hristos va veni în curând, fiindcă Domnul Iisus Hristos pune o întrebare care ar trebui să ne dea de gândit în aceste timpuri. Găsi-vă oare credință în fiii oamenilor când voi veni pe pământ? Oare cui s-a adresat această întrebare, dragii mei, care ar trebui să ne dea de gândit? Nu cumva poporului său, nu cumva Dumnezeu spune, voi mai găsi eu? Și spre terminare se spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că din pricina celor aleși, dacă Dumnezeu n-ar fi scurtat zilele, chiar și aceștia ar fi pierit, dragii mei. Fiindcă această apostazie, fiindcă această neteamă sfântă de Dumnezeu, fiindcă această lipsă de puterea lui Dumnezeu, de pierderea puterii lui Dumnezeu, va face aproape să piară și cel credincios. Și piere cel credincios și cel neprihănit din țară și nimănui nu-i pasă. Dacă Dumnezeu n-ar scurta zilele din pricina celor credincioși și temători de Dumnezeu, aproape că s-ar pierde totul și s-ar duce urmă de creștinism și de adevărul lui Dumnezeu în aceste timpuri, dragii mei. I-am văzut pe unii, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu credință puternică și strigăte pline de suferință, stăruind pe lângă Dumnezeu. Am văzut că unii nu luau parte în această lucrare de suferință și stăruință care trebuia. Ei participau în glume ușuratice, în comportament mizerabil înaintea lui Dumnezeu și în casa și în locul de închinare a lui Dumnezeu și acolo unde ei sunt doi sau trei adunați în numele lui Dumnezeu, nu respectau și nu onorau prezența lui Dumnezeu, dragii mei. Ei păreau diferiți și nepăsători. Ei nu s-au împotrivit întunericului din jurul lor și el i-a învăluit ca un nor gros. Îngerii lui Dumnezeu i-a părăsit și s-au dus în ajutor celor care se rugau cu stăruință.
Numărul celor din acest grup se micșorase foarte mult, dragii mei. Deci vedeți ce se întâmplă când noi nu avem respect de Dumnezeu și suntem lipsiți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu părăsește pe care sunt lipsiți de putere și se apropie de un grup mic care plângeau, care se rugau, care stăruiau în suferință, care lucrau în via lui Dumnezeu, care ei nu stăteau indiferenți și nepăsători. Îngerii lui Dumnezeu au părăsit pe ceilalți și s-au apropiat de ceilalți. Din ce grup vrei să faci astăzi parte, dragul meu? Ești cel care suferi, care ești interesat de slava lui Dumnezeu și de numele Dumnezeu și de lucrarea Dumnezeu? Ești interesat de salvarea de suflete? Ești tu interesat ca să onorezi pe Dumnezeu înaintea celor din jur? Ești tu interesat ca atunci când te apropii de Dumnezeu să ai respectul cuvenit? Ca să poți să fii ocrotit de Îngerul lui Dumnezeu și însoțit de puterea lui Dumnezeu? Cei nepăsători, dragii mei, și indiferenți, care nu se alăturaseră celor care prețuiau biruința și mântuirea îndeajuns pentru a dezbate, a stărui și a se ruga pentru ele, nu le-au obținut niciodată. Puterea lui Dumnezeu treptat a fost pierdută și a fost îndepărtată din viața lor, dragii mei. Și ei au fost lăsați în urmă, în întuneric. Și în locul lor a fost imediat luat de alții care s-au prins de adevăr și au venit în rândurile acestui grup. Dragii mei, eu nu vorbesc împotriva poporului Dumnezeu. Nu vorbesc împotriva celor care se tem de Dumnezeu, care gem și suspină și păzesc poruncile lui Dumnezeu. Eu vorbesc împotriva celor care nu avem teamă de Dumnezeu. Căci va veni timpul când dacă noi nu ne întoarcem și nu ne trezim din starea noastră și nu avem teamă de Dumnezeu în aceste timpuri, vom fi lăsați în urmă, în întuneric. Și locul nostru va fi imediat luat de alții care se vor prinde de adevăr, care vor veni în rândurile acestui mic grup care se teme de Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să-și lepede poporul. Dumnezeu stăruie pe lângă poporul său ca pe lângă poporul evreu. Unii care au vrut să accepte o mică grupare au fost salvați și scăpați, ceilalți au murit. Și Dumnezeu a chemat neamurile ca să se ridice și să ia parte la poporul Dumnezeu. În aceste timpuri, Dumnezeu, înainte de încheierea timpului final, face un apel către poporul său să lase neobrăzarea și nerușinarea la o parte, să aibă teamă și respect de Dumnezeu, să-și recapete puterea pe care treptat au pierdut-o și să se întoarcă la El. Căci dacă nu va veni timpul, nu că Dumnezeu va chema altă biserică la existență, dar pe temeliile și bazele acestei biserici pe care Dumnezeu i-a pus stăpânire, va ridica un mic grup care se teme de El și ceilalți care vor veni din afară și vor accepta sistemul de închinare a lui Dumnezeu, se vor ridica și vor duce solia lui Dumnezeu și ei vor fi întăriți și vor fi un plus de puterea aceasta pe care ceilalți au pierdut-o, dragii mei. Îngerii cei răi se îngrămădesc în jurul lor, dar nu vor putea să aibă nicio putere asupra lor, fiindcă puterea lui Dumnezeu îi ocrotește și îi însoțește la tot pasul, dragii mei. I-am auzit pe cei îmbrăcați în armura aceasta, spune profetul lui Dumnezeu, spunând adevărul cu mare putere, cu mare putere, dragii mei. Deci vedeți ce se întâmplă. Căci aceștia care vor fi însoțiți de puterea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, care își recapătă în mod treptat puterea pe care au pierdut-o în același fel, ei vor propovădui cu putere adevărul, vor face lucrarea lui Dumnezeu, vor avea o închinare deosebită și ceilalți vor fi părăsiți și vor fi luați în primire de Satana. Dragii mei, verificați-vă! Fiecare în patul dumneavoastră, verificați-vă în conștiința dumneavoastră, verificați-vă în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Sunteți lipsiți de puterea lui Dumnezeu? Am ajuns de multe ori, fiindcă suntem lipsiți de puterea lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, să ne plângem păcatele toată viața, să ne plângem înaintea lui Dumnezeu, fiindcă suntem lipsiți de puterea lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că un adevărat creștin nu se va plânge de nimic ce îi se întâmplă în viață și nici măcar de păcatele pe care le-a făcut. El odată ce le-a făcut și le-a mărturisit și a luat hotărâre să le părăsească, Dumnezeu îi va da putere în continuare ca să meargă și să urmeze calea lui Dumnezeu. Un creștin adevărat de 7 ori va cade, de 7 ori se va ridica. El nu se va uita în urmă să-și plângă trecutul. El se va uita înainte să-L onoreze pe Dumnezeu. El se va uita înainte să facă și să-și pună întrebări în orice moment și clipa vieții sale.
Ce să fac ca să-L onorez pe Dumnezeu? Ce să fac să fiu pe placul lui Dumnezeu? Ce să fac ca să-i aduc bucurie lui Dumnezeu? Ce să fac ca să îmi recapăt puterea pe care mi-am pierdut-o treptat alături de cei din popor care nu s-au temut de Dumnezeu? Mulți dintre noi ne pierdem puterea căci de dragul prietenilor noștri ne asociem cu ei în conversații rele, ne asociem cu ei a mânca rău, ne asociem cu ei în a asculta muzică, în glume, în tot felul de lucruri și pe drumul lor mergem împreună cu ei, la fel cum a făcut Ahazia împreună și cu... nu, Iosafat, dragii mei, împreună cu Ahab. Și spune profetul lui Dumnezeu la un moment dat, ce cauți tu aici? Pentru ce te-ai unit cu vrăjmașul lui Dumnezeu? Pentru ce? Pentru ce te unești de multe ori cu vrăjmașul lui Dumnezeu? Ca să-ți pierzi puterea pe care Dumnezeu ți-o dă. Și omul acesta, când a plecat la luptă cu vrăjmașul lui Dumnezeu, era să moară din cauză că vrăjmașul lui Dumnezeu i-a spus omului acestuia, un copil tinerel, fără experiență precum era el, dragul meu, la timpul acela, și spune, hai să schimbăm hainele între noi, ca tu să fii împăratul și al poporului meu și al poporului tău și el s-a îmbrăcat în haine normale. Și vrăjmașii care erau ai poporului, care veneau să lupte împreună cu ei, a dat poruncă și spune, doar cu împăratul să vă luptați și să nu vă luptați cu poporul. Și când s-au apropiat de împărat să-l omoare, el a început să țipe și au văzut că este doar un copil și s-au retras înapoi și a spus că nu este. Dar totuși Dumnezeu n-a lăsat lucrurile să se întâmple așa și spune că au tras arcașii cu săgețile la întâmplare și trei dintre ele l-au nimicit și l-au doborât jos, dragii mei. Deci vedeți dumneavoastră când te unești cu cel ce te duce ca să-ți pierzi puterea pe care Dumnezeu ți-a dat-o și ți-a încredințat-o, Dumnezeu nu vrea să te unești cu vrăjmașul său. Că mulți dintre cei ce spun că sunt de ai noștri, nu sunt de ai noștri. Mulți dintre cei ce spun frați, nu sunt frați. Mulți dintre cei ce spun că slujesc pe Dumnezeu, nu slujesc pe Dumnezeu. Mulți dintre cei ce așteaptă împărăția lui Dumnezeu, nu așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Mulți dintre cei ce spun că se tem de Dumnezeu, ei nu se tem și nu au respect de Dumnezeu, dragii mei. Dacă inima noastră se îndurerează și se întristează, noi vom schimba legătura noastră cu orice om care ne ține departe de Dumnezeu. Luați și citiți istoria biblică, desfăceți Sfânta Scriptură și să vedeți dumneavoastră cum a făcut Dumnezeu ca să-i mântuiască pe cei ai săi care știau că îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima. Pe Noe l-a separat de lumea cealaltă și stătea separat de lume și făcea lucrarea și zidea corabia și propovăduia, dar seara se trăgea cu familia. Enoch a făcut același lucru, dragii mei. Avram a făcut același lucru. Ioan a făcut același lucru. Ucenicii au făcut același lucru, dragii mei. Propovădeau și după aceea se retrăgeau. Departe de cei care nu erau de partea lui Dumnezeu, pentru ca să nu aibă nicio influență în caracterul lor de formare pentru împărăție și să nu-și piardă puterea pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. Vrei să fii mântuit? Ai grijă ce prieteni îți alegi. Ai grijă și cu frații din biserică, ce frați sunt și pe ce drum mergi. Ai grijă conversațiile pe care le ai cu ei. Ai grijă în ce te amesteci cu ei. Ai grijă în tot ceea ce faci, dragii mei. Căci veți pierde puterea pe care v-a dat-o Dumnezeu și veți pierde sigilarea Duhului Sfânt și mântuirea pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că în aceste timpuri Satana luptă mult ca cei ce sunt vrăjmașii lui Dumnezeu să meargă la altarul lui Dumnezeu împreună cu cei ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și s-ar putea, dragul meu, dacă nu ești atent, să fii atras. Că foarte repede suntem noi, ca ființe umane, adaptabili la aceste lucruri și atrași de nu anumite lucruri care nu au de-a face cu Dumnezeu, care ne aduc la o închinare falsă și o separare de Dumnezeu. Dragii mei, vă doresc mântuire din toată inima și această mântuire prin Duhul Sfânt să locuiască peste voi și peste casa voastră și peste familiile voastre și peste biserica în care sunteți. Dacă vedeți aceste lucruri, mustrați-le și îndreptați-le. Luptați-vă pentru cauza lui Dumnezeu, ca puterea lui Dumnezeu să nu vă lipsească pe niciunul dintre voi. Vă doresc o noapte bună, un somn liniștit și puterea lui Dumnezeu să revină în viața voastră a tuturor, cât încă mai este timp pentru a ne pregăti pentru împărăția sa, dragii mei.
Un somn liniștit până când ne vom revedea din nou vineri seara cu Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Domnul să fie cu noi cu toți până când ne vom revedea din nou. La revedere, dragii mei. O noapte bună! Clădim pe o stâncă de mult preț, Iisus, piatra unghiulară. Furtuni și cutremure și orice vreți, nici când nu ne doboară. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț, temei pus de profeți. Nebuni sunt toți care pe nisip clădesc și srobiți plăceri, și-n loc să se-ncreadă în Iisus, se-nchină lor și-averii. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț, temei pus de profeți. Veniți de clădiți pe adevăr, pe stânca de neclintire, și puneți de-acum un bun temei credinții în mântuire. Noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț, temei pus de preț.